Cu domnul Nicu Șordan, că tot am adus discuția, l-am adus în discuție pe domnul primar al Capitalei, cum vă mai înțelegeți? Pentru că mi-aminteam în urmă cu ceva vreme, spuneați pe Facebook că nu vă răspundeți, spre exemplu, la telefon. Există o colaborare între sectorul 6 și primăria Capitalei? Sigur că da. Ne-am văzut ieri sau alaltăieri. Am stat 2 ore împreună și am discutat despre București și despre sectorul 6. Deci s-a rezolvat. Da. Vă răspunde la telefon. Îmi răspunde și răspund la telefon. Colaborăm. Apropo, tot de Nicu Șordan, am văzut că dânsul vrea să facă un audit la Primăria Capitalei și vă întreb, nu știu dacă ați luat în calcul, să faceți și dumneavoastră un astfel de audit și la Primăria Sectorului 6. Am trecut proiectul ăsta de hotărâre, cred că deja de anul trecut, deci la noi este în fază de contractare a auditului. Deci va exista, există deja un audit? Da, pe 4 direcții principale unde avem semne de întrebare vor fi... Va exista acest audit. Nu a trebuit să aștept până în martie ca... Nu, se va face.